Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Marți este o zi extrem de interesantă, dar până atunci vreau să vă întreb ce ți-a adus luna nouă în balanță. Chiar sunt foarte curioasă, te rog să-mi scrii în comentarii zodia, ascendentul și ce ți-a adus luna nouă în balanță, dacă s-a întâmplat ceva, dacă totul a fost normal, pentru că e posibil să nu o fi simțit toată lumea la fel de intens. Interesant este că ziua de marți vine cu un aspect foarte interesant, foarte benefic, și anume renumitul Mercur retrograd în Fecioară face un trigon cu Pluton din Capricorn. Și acesta este un moment extrem, extrem de bun pentru toată lumea, mai ales că discutăm despre a încheia lucruri karmice, a încheia lucruri vechi, poate chiar probleme care erau de mult timp. Bineînțeles că apar oportunități, da, din acest punct de vedere, însă vedeți că Mercur acolo retrograd e posibil să ne ajute să încheiem anumite lucruri, să ne ajute să acționăm, doar că este posibil să revenim puțin asupra lucrurilor. Se pot, nu știu, putem să începem demersuri, da, și chiar să le finalizăm poate undeva la început de octombrie. Avem Marea Preoteasă, Faetonul, și aici e clar că este o zi cu predispoziții spre drumuri către locuri ascunse, către locuri mai speciale. De asemenea, ziua de marți vine cu o predispoziție spre decizii foarte importante și vedeți că intuiția ne poate ajuta foarte mult pe tot ce ține de drumuri. Însă, energia generală este îndrăgostiții, ceea ce înseamnă că se iau decizii extrem de importante în ziua de marți. Asta este foarte bine. Este o zi cu multă pasiune, o zi în care, nu știu, cei care aveți vreo întâlnire sau cei care aveți vreun dating, e ok tot înainte, însă nu luați decizia finală acum. Ce mai avem aici? Putem învăța lucruri interesante, da, în zona drumurilor, sau chiar putem auzi tot felul de vești care țin de persoane care se mută, persoane care pleacă și care, să știți, că sunt destul de intense. Da? Poate chiar unii pregătim ceva în ziua de marți sau stabilim ceva pentru luna octombrie. Posibil și acest lucru. Hai să vedem ce ne spune și oracolul. Este o zi cu multă pasiune, o zi pe care o vom trăi foarte intens și chiar, așa cum spuneam, cei care vreți să faceți tot felul de drumuri sau aveți tot felul de lucruri de rezolvat, o veți face mai în tăcere, mai ascuns, mai diferit. Parcă pregătiți ceva sau pregătim ceva cu toții sau ni se pregătește ceva. Se pot rezolva lucruri care țin de drumuri, care țin de provocări. Mesajul cărților oracol este să credem faptul că lucrurile sunt reale. Poate chiar este o zi în care e bine să analizăm mult mai mult situația. Oricum, luna fiind în balanță ne face pe toți să ne concentrăm mai mult așa pe relații, pe asocieri, ne face să fim ceva mai echilibrați, da, din punct de vedere emoțional, dar vedeți că există o predispoziție și spre a merge în extrema cealaltă, adică să avem o lipsă de încredere, da, în forțele proprii. Ok. Și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți interesați. Ascultați și de la zodie și de la ascendent, vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă și de asemenea vă invit la filmările pentru această săptămână, sper că le-ați văzut deja, dacă nu, găsiți la secțiunea playlist-uri sau găsiți în primul comentariu link-ul către toate zodiile. Au apărut și toate filmările pentru luna octombrie, așa că vă invit cu drag să le vizionați. De marți vor începe să apară filmările pentru următoarea săptămână, așa că stați aproape, apăsați butonul de like, abonați-vă, apăsați clopoțelul și veți fi primii care aflați atunci când apar previziuni. Bun, hai să începem.
Zodia Berbec. Berbecul astăzi se concentrează foarte mult pe relația cu ceilalți, chiar să știi că este o zi bună în care ai ocazia să rezolvi niște probleme legate de muncă, legate de sănătate sau chiar, cine știe, reușești să rezolvi o problemă cu un membru din familie. Auzi o veste bună, se stabilește ceva, însă, repet, nu te arunca cu capul înainte, mai durează puțin, lasă totul de la sine. Hai să vedem, dragi verbeci. Probleme de la muncă, nu știu care, tot au mai fost în viața ta sau probleme de sănătate, probleme care țin de membrii familiei și pe care acum să știi că le poți rezolva. Prima carte, 5 de spade și cu Marea Preoteasă. Aici ai o atenționare și anume, ferește-te de ideea aceasta de a semna contracte sau de a face înțelegeri în ziua de marți. De asemenea, văd aici că cineva se simte nemulțumit în legătură cu un compromis sau în legătură cu o situație. Poate să fie vorba de o înțelegere ascunsă pe care o faci cu o persoană dragă ție. Prima carte, Cavalerul de Bâte, văd foarte mult entuziasm din partea ta și foarte multă energie în a merge să rezolvi o nedreptate, să rezolvi ceva ce nu îți mai este benefic. Justiția, următoarea carte, și e clar aici că berbecul reușește să rezolve o problemă legată de acte, hârtii, documente. O puternică legătură cu Zodia Balanță, mai văd aici, pentru unii dintre voi. Și ultima carte, 4 de spade. Unii berbeci chiar sunteți destul de bine susținuți pe ideea aceasta de a sta și de a analiza o situație din mai multe puncte de vedere. Probabil o să simțiți nevoia de puțină odihnă la un moment dat și poate ar fi bine, da, să faceți acest lucru, chiar v-ar ajuta. Vă pregătiți pentru un concediu, pentru o vacanță, pentru o zi liberă. Ceva faceți voi aici. Și spre seară, probabil, berbecii sunt mai concentrați pe ideea aceasta de a medita sau chiar de a încerca să găsească o soluție la problemele, da, pe care le ai, ca să spun așa. Ok. Zodia Taur. Dragii mei tauri, astăzi sunteți concentrați pe muncă, pe sănătate, pe animalele de companie, aveți multe lucruri de făcut și vedeți că este un moment bun pentru voi să aveți în sfârșit acea discuție cu partenerul sau cu partenera. Vedeți că e ceva vechi acolo, au mai fost astfel de discuții și astăzi le puteți rezolva. În egală măsură, taurul are ocazia să rezolve o problemă care ține de afaceri sau chiar o problemă care ține de un copil și de zona studiilor. Acolo se decide ceva, se rezolvă ceva. Sunt niște probleme vechi, dragi tauri, pe care acum aveți ocazia să le rezolvați. Poate chiar găsiți un ajutor, găsiți o finanțare, găsiți o rezolvare în legătură cu o problemă. Bun. Șapte de cupe, patru de monede. Taurul își face foarte multe planuri aici și de asemenea vezi că este un moment foarte bun pentru tine să lupți pentru acea stabilitate pe care tu ți-o dorești. Văd aici că în ziua de marți apar multe oportunități, apar multe lucruri. De asemenea, vezi că este o zi în care îți faci multe așteptări, da? În legătură cu o afacere sau în legătură cu ideea aceasta de a negocia. Poate chiar unii tauri sunt dispuși să încerce lucruri noi, nu știu, să cunoști poate chiar persoane din alte culturi, din alte religii.
Parcă face aici o înțelegere pe de o parte, dar vezi că lucrurile nu rămân chiar în picioare. Vezi că Mercur acolo retrograd te face să nu vezi lucrurile foarte clar, iar dacă mergi, dacă vrei să ieși în oraș sau dacă ai un eveniment important, încearcă să nu exagerezi cu energia, da? Împăratul, o posibilă legătură cu un berbec, dar văd clar că taurul reușește să rezolve ceva, să ia o decizie importantă. Văd niște discuții pe care le ai cu o persoană importantă din viața ta și poate chiar cu zona autorităților. Regele de spade, ultima carte, văd niște strategii pe care ți le faci, dar aici ți-aș spune să încerci să fii atentă, atentă pe tot ce ține de zona inamicilor. Adică încearcă să nu te lași condus de acea energie eliberatoare și încearcă să înțelegi că unele persoane în ziua de marți e posibil să nu aibă intenții la fel de pozitive pe cât îți imaginezi tu. Zodia Gemeni. Gemenii în ziua de marți sunt concentrați pe iubire, pe zona copiilor, pe afaceri, aveți voi acolo multe lucruri de făcut. Poate chiar sunteți concentrați pe propria voastră plăcere. E o zi bună să vă întâlniți cu persoana iubită sau să discutați, da? Însă, sau să vă faceți o plăcere care o aveți voi, să mâncați ceva ce vă place, să mergeți într-un loc în care vă simțiți bine. Vedeți că ziua de marți vine cu o soluție legată de casă, legată de o moștenire, legată de o problemă veche. Doar că, dragi gemeni, cum să vă spun eu, luați în considerare sfaturile, ideile care apar, oportunitățile care ți se deschid, dar nu lua decizia finală acum, mai așteaptă până pe 2-3 octombrie să iasă Mercur din retrogradare. Pentru unii e vorba de a încheia ceva karmic, da? Fie că e vorba de un moment de conștientizare, fie că e vorba de niște lucruri extrem de vechi, da? Care trebuie închise. Nu știu, parcă ești într-o situație în care ai mai fost ceva legat de casă, doar că de data asta ai și ocazia să rezolvi problemele respective. Hai să vedem, dragi gemeni, ce se întâmplă. Patru de spade. Șapte de cupe. Gemenii parcă visează cu ochii deschiși astăzi. Nu știu, așteptați vreun concediu, așteptați ceva liber, ceva faceți voi aici. Și asta e de bine, pe de o parte. Pe de altă parte, gemenii parcă vor să se relaxeze, parcă vor o pauză în ziua de marți și chiar dacă sunteți la muncă, o să fiți cu capul în nori. Ceva vă ia gândul. Și văd aici spânzuratul care îți spune de o posibilă legătură cu zodia Pești, însă văd și faptul că gemenii găsesc astăzi o soluție diferită la o problemă veche, la o problemă care este de ceva timp. Da? 10 de spade. Se pare că alegi să închei, alegi să finalizezi ceva în ziua de marți, poate doar în mintea ta, poate chiar fizic ai acea discuție. Afli de un final. Ultima carte, Roata Destinului, care vine iarăși cu ideea de final. Dragi gemeni, ceva se încheie, ceva se finalizează. E vorba de un blocaj în care voi sunteți de ceva timp și blocajul ăsta pur și simplu vă spune să mai luați o pauză, da, să nu vă supra-solicitați și vă spune foarte clar faptul că trebuie să vedeți și o altă perspectivă, trebuie să acționați diferit, pentru că este o situație repetitivă aici la voi, deci s-au mai întâmplat lucrurile astea cu alte persoane sau cu aceleași persoane, deci diferit, de data asta trebuie să acționați și asta e bine. Deci gemenii se eliberează dintr-o situație sau găsiți o soluție genială. Zodia Rac. Racul marți se concentrează pe casă, pe familie, mai mult decât atât racii reușesc să rezolve niște probleme legate de rude, niște probleme legate de anturaj și poate chiar reușești să-ți faci un plan, o strategie pentru a rezolva în sfârșit acea situație tensionată. Și pentru tine sunt lucruri care s-au mai întâmplat, acum poți să revii asupra lor, poți să găsești o soluție. Nu te-aș sfătui să pui în practică toată această situație chiar din ziua de marți, dar dacă n-ai altă soluție,
încearcă pe cât posibil să fie atent la detalii, ca să zic așa. Niște lucruri care te deranjează, să zic așa, legate de anturajul tău, legate de familia ta, și acum, în sfârșit, pui problema într-un mod diferit. Și asta e ok. Aici trebuie să te raportezi diferit la niște persoane, la niște situații. Poate pentru unii e vorba chiar de relația cu un copil sau relația cu persoana iubită, pentru că pot apărea și lucruri neprevăzute, dragi raci, din acest punct de vedere. Prima carte, 10 de cupe, asul de cupe. Probabil a apărut o noutate plăcută în familie sau o veste bună pentru sufletul tău. Poate e vorba și de o nouă persoană. Însă văd aici pe cineva care se simte trădat, care se simte lăsat deoparte și văd clar că vrei să închizi ceva sau, pe de altă parte, parcă vrei să elimini odată acele persoane care nu-ți fac bine. Sunt rude, sunt persoane apropiate. Ai o discuție în contradictoriu astăzi cu cineva din familie sau cu o persoană dragă ție, dar care te ajută să crești, care te ajută să înflorești. Ultima carte, Pajul de cupe pentru rac, și aici văd clar niște vești bune care apar pentru sufletul tău. Văd o bucurie foarte mare. Da, probabil e ceva ce ține de un copil sau de o persoană mai tânără. Apare o soluție. Da? Zodia Leu. Leul socializează mult astăzi, este concentrat pe drumuri, intră în contact foarte mult cu anturajul, cu persoanele apropiate și e interesant că astăzi ai ocazia să găsești o soluție la o problemă veche legată de zona finanțelor, legată de bani. Și asta e bine. O, poate e vorba de o avansare sau e vorba de o informație prețioasă pe care o afli legată de muncă. Sfatul meu este să nu iei decizia finală acum, să mai aștepți puțin și poate chiar să temporizezi puțin lucrurile până pe 2-3 octombrie. Însă ia în considerare ceea ce se întâmplă, pentru că e o rezolvare absolut fantastică la o problemă veche. Regele de cupe pentru leu, 6 de bâte. Uite, văd o veste bună care îți oferă liniște, care îți oferă pace și, așa cum îți spuneam, o rezolvare la o situație veche. Și aici văd un nou început, un nou mod prin care te raportezi la ceilalți. Poate să fie vorba de un nou mod prin care tu acționezi. De ce nu? Prima carte, Eremitul. O posibilă legătură cu zodia fecioară, văd aici, dar și faptul că ești ajutat de o persoană care are o experiență mai mare într-un domeniu sau experiența pe care tu o ai te ajută foarte mult să crești, să înflorești, te ajută mult să găsești o soluție absolut genială. Văd 10 de bâte, leul. Clar, s-a săturat de ceva anume și vrea să încheie, vrea să finalizeze. Tot acest 10 de bâte, să știi că îți spune și despre o zi în care ai multe lucruri de făcut, dar care te ajută foarte, foarte mult. 6 de spade. Văd un drum pe care îl faci astăzi sau o persoană care îți vine în vizită. Nu știu, e ceva vechi aici, e ceva apăsător pentru tine. Faci un drum, o schimbare, o mutare, pot fi drumuri scurte. Ți-aș recomanda să ai grijă pe tot ce ține de supra-solicitare, puțin. Ai obosit, da, într-o situație și poate ar fi bine să asculți sfaturile unei persoane mai în vârstă sau sfaturile unei persoane mai înțelepte. Zodia Fecioară. Astăzi te concentrezi mult pe bani, pe finanțe, pe achiziții, pe vânzări, deci ești legat de așa ceva și vezi că e un moment bun în care poți să rezolvi o problemă veche, poate chiar legată de relația cu, nu știu, copilul tău interior, relația cu un copil, cu persoana iubită,
Poate să apară o nouă persoană, dar te-aș sfătui să mai aștepți puțin până să îi spui dacă vrei să continui relația sau nu. Stai cu acea persoană, discută, dar momentan nu te arunca cu capul înainte. Și ce mai important să-ți spun este că dacă ai o afacere, vezi că astăzi găsești o soluție, găsești, să spun așa, problema din acea situație, dar, repet, nu acționa chiar acum pentru că nu e momentul. Îți faci o strategie, îți faci ceva. Faci un drum scurt și ajuți pe cineva, nu știu. Trei de bâte. Trei de bâte îmi spune mie despre o primă deblocare și despre o bucurie care vine din partea unui copil sau din partea unei persoane mai tinere. Asul de monede. Așa cum îți spuneam, apare un nou început, apare o nouă șansă pentru tine, o oportunitate fantastică. Poate să fie și o nouă persoană, ți-am spus. Regele de bâte, o legătură cu o persoană care se ocupă cu zona vânzărilor sau o persoană care este mai energică din fire, o persoană care face sport, care se distrează, care se simte bine. Pentru fecioarele care sunt singure, vedeți că poate să apară o nouă persoană, dar v-aș sfătui, repet, să nu dați acum o soluție, să nu dați acum un răspuns. Mai așteptați puțin, pentru că puteți afla lucruri interesante în următoarea perioadă despre persoana respectivă. Așa cum spuneam, cei care aveți afaceri sau cei care sunteți pe cont propriu, din punct de vedere profesional, vedeți că o să găsiți o soluție sau o persoană care să vă ajute. Da, mai așteptați puțin. Împăratul, ultima carte, care vine cu o puternică legătură cu zodia Berbec pentru unii dintre voi. Și aici văd clar că ai o susținere foarte mare din partea unui șef sau din partea unei persoane importante din viața ta. Zodia Balanță. Balanța astăzi este intuitivă, are multă poftă de viață, știe ce vrea și mai mult decât atât, vezi că o problemă veche din viața ta, dar veche, veche, veche. Ori o persoană dintr-un trecut îndepărtat, ori e vorba de o problemă karmică, privința căreia acum găsești soluția sau acum se finalizează ceva. Mai ales dacă e vorba de a relua acea problemă, de a reanaliza acea situație. Chiar ai și tu o surpriză, nu te aștepți, da? Chiar nu te aștepți la așa ceva și vezi că poți avea un moment profund de conștientizare. Un moment profund de conștientizare într-o situație importantă pentru sufletul tău. Și asta e interesant. Balanțele oricum trec printr-o perioadă în care se întâmplă tot felul de lucruri ciudate, asupra cărora nu puteți să interveniți și care, nu știu, vă schimbă așa modul de a gândi, modul de a aborda lucrurile. 5 de cupe și diavolul. Clar, balanța este pusă astăzi față în față cu o teamă sau cu o problemă veche. Și în sfârșit, poate începi și vezi și partea pozitivă a lucrurilor și încerci să înțelegi, să lași deoparte acele pahare care s-au spart și să te concentrezi pe ce mai ai bun pe acolo. Da, 10 de cupe. E vorba de ceva ce ține de familia ta, de casa ta, de un ideal pe care îl ai. Și uite, apare o soluție, apare o veste bună, apare o veste de pace, o veste extrem de benefică, o veste extrem de frumoasă. Ultima carte, 2 de monede. 2 de monede îmi spune mie că o să cântărești foarte bine acea soluție care apare. Poate chiar vei analiza foarte puternic și o nouă persoană pe care o poți cunoaște. Și aici mă refer și la un prieten nou sau la un colaborator nou, nu neapărat, da, vorba de zona dragostei. Pentru unii e posibil și acest lucru, dar nu este pentru toată lumea. Parcă în sfârșit îți recapeți și tu echilibrul, da, în urma acestei vești. Zodia Scorpion. Scorpionul astăzi este foarte intuitiv. Și vezi că apar surprize dintre cele mai ciudate astăzi,
Iarăși, fii foarte atent sau atentă la ceea ce visezi, pentru că pot fi informații foarte prețioase care ți se oferă. Reușești să rezolvi ceva legat de o rudă, reușești să închei ceva, să te eliberezi dintr-un loc. Nu știu, reușești și faci pace cu vecinii, te muți, pleacă cineva. Alți scorpioni chiar acum reușiți să vă faceți o strategie extrem de benefică pentru a crește, pentru a înflori, pentru a vă dezvolta. Da, iar unii dintre voi, cei care, nu știu, sunteți într-o situație tensionată cu partenerul de viață, vedeți că acum puteți să găsiți o soluție foarte interesantă, chiar liniștită, amiabilă, ca să vă rezolvați problema. Iar alți scorpioni își fac niște strategii legate de o mutare, o schimbare. Parcă vreți să închideți ceva, da. Pentru unii e vorba de drumuri. Faceți un drum, găsiți o soluție. Apare o bucurie. Doi de monede, doi de monede, uite, și cu asul de cupe. Găsești aici o soluție sau îți vine o idee și stai și o analizezi pe toate părțile. Toate bune și frumoase. E ok tot înainte. Vezi că ai multă protecție, da, în această zi. Trei de bâte, uite, o primă victorie, o primă deblocare pentru tine, ziua de marți. Faci tot felul de drumuri scurte, care sunt mai legere, care sunt mai stresante, însă văd aici că reușești să lași ceva în urmă, reușești să faci ca lucrurile să funcționeze într-o anumită direcție. Ultima carte, wow, Marea Preoteasă, dragi scorpioni, ai multă intuiție în ziua de marți și mai mult decât atât, vezi că afli niște informații extrem de puternice, niște secrete, niște lucruri interesante care te pun pe gânduri și, repet, profită de aceste energii. Nu spun acum să te apuci de semnat acte, de luat decizii radicale, dar după 2 octombrie încolo vezi că este absolut fantastic, da? Este absolut fantastic ceea ce poți să faci cu informațiile care vin astăzi. Zodia Săgetător. Săgetătorul astăzi socializează, își face planuri, intră în contact cu tot felul de oameni, și vezi că pentru tine se rezolvă ceva legat de zona profesională, ceva legat de o relație pe care o ai tu cu autoritățile, cu persoanele importante din viața ta, persoanele cu autoritate în general vorbind, că nu toți săgetătorii sunt interesați de muncă. Se dă o lege, se ia o decizie, doar că vezi că lucrurile nu rămân așa, adică se mai schimbă. Pe de o parte, pe de altă parte, dacă e vorba de ceva vechi, de o problemă care tot se repetă în viața ta, acum poți să găsești o soluție absolut fantastică, dar, repet, în locul tău nu aș pune-o acum în practică, aș aștepta puțin ieșirea lui Mercur de retrogradare. Da? Nu știu, primești o avansare la locul de muncă. Găsești persoana potrivită care să te ajute să crești, să înflorești. Da. Opt de spade. Văd aici un blocaj în care ești, un blocaj din punct de vedere financiar sau un blocaj care ține de zona materială, o casă, o mașină, ceva de genul acesta. Și văd aici 10 de monede, adică foarte mult ajutor pe care îl ai din partea unui grup de oameni sau niște bani care ți se promit împreună cu prietenii sau împreună cu un grup, da, din care tu faci parte, găsești o soluție, ai o întâlnire undeva anume. Apoi, Cavalerul de Cupe, văd aici o invitație pe care o primești din partea unei persoane dragi ție, dar alți săgetători reușesc să, nu știu, să facă un drum către un loc foarte drag sufletului lor sau intrați în contact cu persoane poate mai tinere sau persoane foarte drăguțe. Vedeți că, nu știu, aveți niște discuții, cei care sunteți într-o relație, aveți niște discuții foarte puternice legate de căsătorie, legate de casă, pentru săgetătorii singuri. Vedeți că mai apar persoane, doar că acestea au rolul de a vă elibera, de a vă face să plecați sau să vă eliberați din situația în care sunteți.
ultima carte Îndrăgostiții, care vorbește despre o decizie importantă pe care o iei, dar și despre un suflet pereche care poate să intre în viața ta în ziua de marți, sau poți intra în legătură cu această persoană. Iei o decizie. Aici poți avea o legătură cu zodia Gemeni. Deci primești un ajutor, deci se face o propunere interesantă. Zodia Capricorn. Capricornii sunt foarte concentrați pe carieră, pe reputația lor, pe zona profesională. Poate chiar aveți niște responsabilități importante astăzi pe zona locului de muncă și văd clar că reușiți să rezolvați ceva foarte important. Reușiți să găsiți o soluție inedită la niște probleme vechi, niște probleme care sunt. V-ați mai gândit voi la varianta asta, dar de data asta se dovedește a fi extrem de benefică. Nu luați decizia finală acum, e ceva ce ține și de muncă, ceva ce ține și de starea voastră de sănătate. Și vedeți, dragi capricorni, că intuiția vă ajută mult sau zona aceasta spirituală vă ajută foarte mult. Persoane care sunt din alte religii, din alte culturi, iarăși, vă sunt foarte, foarte favorabile din acest punct de vedere. Nouă de cupe, 5 de monede, o bucurie pentru tine, o bucurie care ține de o eliberare, nu știu. Poate reușești să rezolvi ceva legat de bani sau ceva legat de un echilibru financiar. O zi în care Capricornul studiază o problemă, află niște lucruri importante și vezi că e un moment bun să reiei, nu știu, să recitești o carte, niște cursuri, o legislație, ceva. Deci să reanalizezi, să recitești, să redeschizi o discuție într-un cerc de oameni din care tu faci parte, pentru că acum poți găsi soluția. Și văd o bucurie pe care o ai din partea unei persoane care studiază. Turnul îmi spune mie că în sfârșit ceva se rupe, în sfârșit reușești să te eliberezi și uite, magicianul îmi spune că vrei să reconstruiești totul de la zero sau încerci să găsești o soluție la acest eveniment neașteptat care se petrece. Zodia Vărsător. Vărsătorul astăzi studiază. Vărsătorul astăzi este concentrat pe studii, nu știu, revizuiești, reanalizezi niște lucruri. Vezi că, nu știu, ai multe discuții legate de străinătate, studii înalte, legate de schimbări. Vrei să-ți impui tu acolo principiile de viață și vezi că e un moment bun în care poți să închizi ceva definitiv. Da? Sunt lucruri pe care ai vrut să le mai închizi, ai căutat soluții, vezi că acum le găsești. Doar că, nu știu, e ceva ce ține de un suflet pereche. Dacă vrei să te desparți de cineva, da, ia decizia acum sau, mă rog, gândește-te, ia în considerare gândurile, lucrurile care se întâmplă și părerea mea este totuși să pui în practică după 2 octombrie. Da? Mercur fiind acolo retrograd, e posibil să mai revii asupra deciziei sau e posibil să nu rămână lucrurile chiar așa. Da, folosește-te de ideile, de informațiile care îți vin, mai ales pentru vărsătorii care se află în situații vechi, tensionate, care țin de persoana iubită, care țin de, știu eu, o relație oficială pe care o aveți. Da, acum puteți să închideți. Și pentru unii vărsători poate să apară un suflet pereche dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie, dar fiți puțin atenți. Da? Nu vă aruncați cu capul înainte. O veste bună care apare din partea unui copil sau pe zona afacerilor, iarăși vărsătorii găsesc soluții geniale astăzi. Dar e vorba de a închide pentru voi, e clar, deci e vorba de a închide ceva, ceva vechi. Uite, ori o problemă de sănătate veche pe care o ai, ori e vorba de faptul că vărsătorul încearcă să găsească o soluție la o problemă financiară, apare o veste bună sau apare un nou început pentru tine. Poate să fie vorba de un nou mod de a acționa sau un nou mod prin care tu vrei să faci lucrurile, îți vine o idee, vrei să încerci ceva nou. Și uite, văd aici că reușești să rezolvi o situație care ține de zona medicală sau o situație care ține de zona vindecării, de trecut, iarăși trecutul ăla vechi.
Da, problemele alea vechi. Ultima carte, Justiția, o legătură cu o balanță pentru unii dintre voi, dar clar, vărsătorul ia o decizie extrem de importantă astăzi și vezi că e bine pentru că în sfârșit găsești și tu soluție la acea problemă legată de, nu știu, legată de iubire, legată de copilul tău interior, pentru că și de acolo sunt niște lucruri pe care trebuie să le vindeci. Astea sunt chestii extrem de vechi și extrem de profunde. Of. Dragi pești, sunteți timizi astăzi? Zodia pești. Nu puteam să iau cartonașul. Dragi peștișori, astăzi sunteți foarte prinși, sunt multe activități pentru voi, dar vedeți că e un moment bun să găsiți o soluție la o problemă care ține de cercul vostru de prieteni. Peștii în sfârșit au ocazia să găsească o soluție la o problemă care ține de casă, de familie pentru alții dintre voi. E ceva profund acolo, e ceva vechi și pentru voi. Poate chiar vă faceți un plan de viitor împreună cu o persoană dragă vouă. Asta e bine, însă, dragi peștișori, nu. Vedeți că se mai schimbă lucrurile, nu rămân așa. Da? Poate chiar e ceva ce ține de familia voastră, de a încheia ceva, de a vă muta, de a vă reloca, de a pleca cineva din casă și așa mai departe. Acum găsiți niște soluții fantastice, dar v-am spus, părerea mea e să le puneți în practică după 2 octombrie. Dacă nu se poate, asta este, dar fiți foarte atenți. Șapte de spade. Da, ceva nu vă place, ceva nu vă convine, ceva legat de două locuri de muncă, două situații, două case și așa mai departe. Ceva nu e ok. Apoi avem nebunul care vine cu surprize total neașteptate pentru pești, dar și cu o zi extrem de încărcată, nu neapărat într-un sens negativ, dar se întâmplă ceva care te surprinde, ceva legat de zona financiară sau ceva legat de o sumă mare de bani. Da? Ceva ce ține de o șefă, de o persoană importantă, poate cineva care merge într-o altă etapă, cineva care vrea să schimbe lucruri. Dacă ești într-o poziție de conducere, apar tot felul de situații neprevăzute și văd că ai ocazia să rezolvi o problemă. Vezi că magicianul ăsta aici poate să-ți spună, și mai ales cu Mercur retrograd în Fecioară pe casa a șaptea, poate să-ți spună și faptul că în sfârșit vezi cine e inamicul, da? Vezi cine e problema, da? Din casă, din familie, în viața ta privată. Vezi și tu cine nu te ajută, cine trebuie eliminat, că oricum ești într-o perioadă în care vrei să închizi, să elimini multe chestii din viața ta și e foarte bine, chiar te susțin că ai ocazia, uite, 8 de bâte, deci e cu succes, dar ți-ar spune aici că e vorba de a comunica, deci trebuie să comunici, asta e important. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi de marți cât mai frumoasă, vă îmbrățișez și vă aștept la filmările pentru această săptămână și la filmările pentru octombrie. Să aveți o zi de marți superbă, v-am pupat!